și viața veacului ce va să fie. Întoarcerea acasă. Vai, ce bine este să te întorci, mai ales la o casă unde te așteaptă un tată împreună cu mulți frați, surori, copii și prieteni. Și mai ales atunci când casa nu este o cocioabă lipsită de provizii și goală, ci un palat împărătesc, unde un tată împărat își așteaptă cu adâncă îngrijorare copiii din depărtări. Călători, voi știți că Tatăl împărătesc nu e nimeni altul decât Cel prea înalt? Voi sunteți copiii pe care El îi așteaptă cu atât de adâncă îngrijorare. Voi vă întoarceți dintr-un ținut străin la El. Această lume și adevărul sunt câmpuri ale sale, dar ele se află departe și sunt pline de spini. El v-a trimis în acest ținut îndepărtat pentru ca să vă fie dor de El și să vedeți că fără El nu puteți face nimic. Nu era obligatoriu ca El să se despartă de voi. Mai întâi aceasta a devenit obligatoriu pentru prima voastră mamă, Eva. Și atunci Dumnezeu a trimis-o pe ea și pe urmașii săi pe acest pământ al său îndepărtat, pe acest câmp spinos, unde pâinea se câștigă prin sudoarea frunții. Multe rânduri de strămoși de-ai voștri au venit pe acest câmp spinos, unde și-au disputat hrana cu lăcustele și cu fiarele. Și ei s-au obișnuit cu societatea celor inferiori lor. Și atunci când ei au uitat de casă și de origine, au început să creadă că nu există un câmp mai bun sau o lume mai minunată decât acest târg murdar de oale și nici o societate mai nobilă decât cea a animalelor. Blândele ceruri s-au întristat văzând că omul a ajuns una cu animalele. Îngerii luminoși au rămas încurcați, văzând icoana lui Dumnezeu din oameni pângărită. Prea înaltului s-a făcut milă de neamul omenesc și a luat cea mai dramatică hotărâre din istoria lumii create, a cerului și a pământului. El a hotărât să facă ceva ce numai dragostea nemărginită poate face, și anume să trimită pe Fiul Său, unul născut, să-L îmbrace în strențe omenești, în zdrențele unui cercetor, pentru ca să nu inspire teamă cercetorilor prin lumina și măreția sa. El a hotărât să arunce porcilor cea mai de preț perla sa, să o arunce celor ce se tolăneau ca porcii în noroi. Și fiul de împărat a pornit bucuros în întâmpinarea sacrificiului său și l-a coborât aici, unde urmașii Evei se băteau pentru hrană cu animalele. El a găsit o singură fiică a Evei, una, unică, pură și sfântă fecioară, care era demnă de a țese din corpul său un corp pentru el. Și în acest veșmânt sărăcăcios din carne, el a apărut printre bețivi și turbați, ca și cum ar fi apărut într-o casă de nebuni. De îndată ce urmașii fiarelor l-au văzut, au sărit asupra sa cu cuțitele. El s-a ferit. Când el a numit fii ai Tatălui Ceresc, ei l-au privit cu gura căscată și i-au cerut o minune. Când el a făcut mai multe minuni, ei au spus că le-a făcut cu ajutorul diavolului, căci ei încetaseră de a mai crede în Dumnezeu, însă de credința în diavol nu s-au lăsat niciodată. Când el a început să scoată demonii din oameni, ei au spus că el alungă demonii cu ajutorul lui Belzebul, prințul demonilor. Când el le-a împărtășit din înțelepciunea cerească, ei l-au întrebat unde a făcut școală. Și când au auzit că el era tâmplar, fără școală și învățător pământești, l-au disprețuit. Când a dat orbului vedere în ziua de sabat, ei l-au acuzat de încălcarea legii cu privire la sabat. Când a postit, ei l-au numit gurmand. Când s-a rugat lui Dumnezeu, ei l-au numit ateu. Când a stat lângă păcătoși, ei l-au numit păcătos. Când i-a întrebat ce păcat a săvârșit, ei au început să latre la el precum niște câini turbați. Când el le-a vorbit despre împărăția cerurilor,
El a acuzat că vrea să-i trădeze romanilor. Dar când el le-a spus să dea cezarului ceea ce aparține cezarului, ei l-au predat romanilor, acuzându-l de mare trădare împotriva Romei. În cele din urmă, ei l-au scuipat, adică i-au dat anume ceea ce erau ei, scuipat respingător. Ei l-au răstignit pe cruce și pe când sfânt sângele său se vărsa pe pământ, ei îl insultau și dansau în jurul său. Însă el a fost biruitor și s-a ridicat din mormânt și a dovedit lumii cine era. Și lumea a pornit pe urmele sale. Și lumea a început să învețe de la el și a încetat să fie una cu animalele. Țineți minte, călătorilor, sângele său a stropit pământul. Cu propriul său sânge a însemnat el cărarea ce duce către baștina voastră, pentru ca voi să nu vă abateți de la ea. Cei ce călătoresc pe mare privesc la stele pentru a nu se rătăci. Asigurați-vă că și voi, ca și ei, priviți spre picăturile din sângele său, spre picăturile ce strălucesc ca stelele și veți vedea cărarea ce duce spre baștina voastră. Nici moartea și nici mormântul nu vă pot sta în cale, chiar dacă trupurile voastre vor fi moarte înainte ca el să se arate lumii pentru ultima oară. Nu veți fi pierduți din vedere sau uitați. Voi veți aștepta în fața porților luminii eterne până va răsuna trâmbița Arhanghelului. Mai întâi va răsuna trâmbița Arhanghelului. Acestui răsunet al trâmbiței cerești îi va urma învierea morților din morminte. Învierii îi va urma înfricoșata judecată a lui Dumnezeu. Și înfricoșate judecății a lui Dumnezeu îi va urma viața celor drepți în împărăția veșnică a lui Hristos. Așa a fost prorocit de către cel adevărat. Toate prorociile sale s-au îndeplinit și aceasta se va îndeplini. Viața veacului ce va să fie este viață în slavă și fericire în împărăția Creatorului, în brațele Tatălui, în paradis. Aceasta este viața neatinsă de frică, netulburată de îngrijorare, neîntunecată de boală, imună la decădere și moarte. Toate necazurile vieții pe pământ vor părea o picătură de apă sărată în apa proaspătă a unui râu, comparate cu viața din paradis. Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, acestea le-a gătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc, spune Sfântul Apostol Pavel. Viața pământească în comparație cu acea viață este precum umbra unui pom față de pom. Umbra se aseamănă cu pomul, dar nu este pom. Așa și viața pământească a omului seamănă cu viața, dar nu este viața adevărată. Ea este ca somnul comparat cu trezia. Când vom intra în acea viață, va fi ca și cum ne-am trezit din somn și vom intra treji în împărăția trezviei. Această împărăție a trezviei este împărăția nemuritoare lui Dumnezeu. În ea domnește unul Dumnezeu. Și în ea nu există amalgam de falsitate și adevăr, ci totul este adevăr. Niciun amalgam de dreptate și nedreptate, căci totul este dreptate. Niciun amalgam de frumusețe și urâțenie, căci totul e frumusețe. Nici un amalgam de lumină și întuneric, căci totul este lumină. Nici un amalgam de fericire și necaz, căci totul e fericire. Nici un amalgam de viață și moarte, căci totul e viață. Această împărăție nemuritoare este împărăția lui Hristos, veșnica împărăție al Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. Căci El este cel mai mare biruitor și Lui i s-a dat putere și slavă și autoritate și domnie și judecată și un tron mai presus de toate tronurile și măreție mai presus de toate măreciile. El deține toate acestea pentru vecie ca unul născut fiu al lui Dumnezeu, însă El a câștigat toate acestea pe pământ ca om, prin umilire, suferință și moarte. În această împărăție, Hristos va fi înconjurat de cei ce-L urmează.
de cei ce suferă și poartă pe ei pecetea suferinței împăratului și Domnului lor. Aceștia sunt apostolii, profeții și drepții din Vechiul Testament, martirii și monahii, asceții și purtătorii crucii, păstorii și învățătorii bisericii, toți cei ce s-au asemănat lui Hristos. Toți cei ce au purtat războiul său și au obținut victoria sa se vor aduna în jurul lui împreună cu îngerii lui. Așa va fi, căci așa a promis el când a spus: și vă voi lua pe voi la mine să fiți și voi unde sunt eu. Această împărăție nemuritoare mai este numită și orașul sfânt și noul Ierusalim. Prin frumusețea sa, acest oraș va depăși toate visele, toate cuvintele, toate comparațiile, toate concepțiile umane. Cât despre cei ce vor fi considerați demni de a intra în această împărăție eternă și sfântă, Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele din tâi au trecut. Așa a fost vestit de către cel adevărat, așa a fost văzut de către cel clar văzător și așa se va întâmpla. În acest oraș sfânt nu vor străluci nici soarele, nici luna și nici stelele. Și noapte nu va mai fi și nu au trebuință de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Așa a fost vestit de cel adevărat și așa a fost văzut de cel clar văzător. Și așa se va întâmpla. Imaginați-vă o lume, purtător de Hristos, unde, în locul soarelui, luminează Dumnezeu prea înalt însuși. El strălucește, încălzește, dă viață și întinerește în permanență. Aceasta este lumea voastră, către care călătoriți voi. Aceasta este baștina voastră în care voi vă întoarceți, o baștină nepieritoare, unde și voi veți fi nepieritori. Aceasta este pământul strămoșesc al fiilor cerescului Tată, al tuturor celor ce au fost adoptați ca fii al lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Și voi vă veți număra printre aceștia, de veți ieși biruitori. Această împărăție mai este numită și împărăția sfinților celui preanalt. Așa cum clar văzătorul proroc a zărit prin vălul timpurilor și a spus: și împărăția și stăpânirea și mărirea împărățiilor care sunt sub ceruri și se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este împărăție veșnică. În această împărăție niciun străin nu are putere, ci Tatăl singur. Nici nu sunt supuși acestei împărății sclavi, ci fii. Un sclav nu ar îndrăzni să privească în față un rege necunoscut, însă sfinții, fii ai Sfântului Împărat, îl vor privi în față pe preanaltul împărat cu libertate și cu fericire. Totul va fi după cum a fost prorocit și spus, și vor vedea fața lui și numele lui va fi pe fruntea lor. O deliciu al delicilor, o comoară a comorilor, o frumusețe a frumuseților, să vezi fața Dumnezeului unul, viu și adevărat. Acesta este raiul după care ați tânjit voi. Rai, acesta este numele unul dintre cele mai dulci nume ale acestei împărății. Raiul, baștina voastră, unde voi, călători obosiți, vă întoarceți de pământul îndepărtat, de pe câmpul cu spini. Care este prețul a toată această binecuvântare, vă întrebați? Ce răspuns ați putea primi, frați cercetători? Dacă soarele, luna și stelele ar aparține unia dintre voi și dacă ați schimba toate acestea pe toată această binecuvântare, voi nu ați da nimic. Cum poate cineva să cumpere veșnicia cu praf? Cu ce comoară pieritoare ar putea cineva cumpăra ceea ce este nepieritor? Totuși, există o comoară nepieritoare ascunsă, pe care fiecare moștenitor al acestei binecuvântări o poartă în sine. El o poartă într-un ambalaj pieritor. Aceasta este o mică, pâlpuitoare flacără a iubirii pentru Domnul Dumnezeu.
Această mică flacără nu moare odată cu ambalajul fizic în care ea e înfășurată, ci trăiește și luminează. Sufletele eroice o apără în mod eroic de vânturile schimbătoare ce ar putea o stinge în timpul călătoriei. Cu această flacără a dragostei, sufletele drepte sunt considerate demne de a se înfățișa înaintea Dumnezeului viu, înveșmântate într-un corp ceresc înviat. Acesta este prețul. Pentru acest mic dar adus lui Dumnezeu, iubitorii de Dumnezeu vor primi ca schimb în dar împărăția, filiația și viața eternă, într-un cuvânt, raiul. Aceasta este credința celor luminați și perseverenți. Aceasta nu este credința celor întunecați și lași, care s-au ascuns de lumina divină sau care o privesc cu lașitate. Cei luminați de Duhul lui Dumnezeu primesc cu bucurie razele acestei lumini divine emanate din acea lume a realității. Ele primesc ca pe niște scrisori venite din țara natală, ca pe niște scrisori sfinte venite de Tatăl lor. Și ei răspund la aceste scrisori cu salutări din inimă. Din aceste scrisori sfinte, părintești, ei află despre începutul, mijlocul și sfârșitul lumii create. Și aceste scrisori se numesc Sfânta Scriptură. Și ei află despre vița lor împărătească, despre nimicnicia lor actuală și despre slava lor viitoare. Aceste cunoștințe le sunt confirmate de către tradiția părinților sfinți și luminați, tradiție păstrată în Biserica Ortodoxă. Posedând aceste cunoștințe, ei se pregătesc perseverenți pentru intrarea lor în viața veșnică și pentru întâlnirea lor fericită cu Tatăl Ceresc. Și ei îi ajută pe frații lor, pe tovarășii lor, ca să se pregătească și ei, pentru că Tatăl Ceresc nu așteaptă întoarcerea unui copil dintr-un ținut îndepărtat, ci multe milioane de copii. Cine ar putea spune cât de mulți sunt aceștia? Numărul lor e ca numărul stelelor de pe cer, ca nisipul de pe țărmul mării, ca praful pe pământ. Aceasta este populația poporului ceresc, împărăția lui Dumnezeu, pe care nicio națiune nu a egalat-o sau nu o va egala. Da, și aceasta este doar o parte din populația națiunii nemuritoare lui Dumnezeu. Cealaltă parte constă din nenumărate cete de îngeri nemateriali. Aceasta este credința voastră, o purtător de Hristos și credința strămoșilor voștri luminați și perseverenți. Fie aceasta și credința copiilor voștri, din generație în generație, până la sfârșitul binecuvântat al călătoriei. Aceasta este credința ortodoxă mântuitoare, ce nu a fost niciodată rușinată. Cu adevărat, aceasta este credința poporului ales, a celor ce poartă icoana lui Dumnezeu în sine. În ziua judecății, când Hristos va judeca cu dreptate, ei vor fi luați în împărăția cerească și vor fi numiți binecuvântați.